Descoperire importantă în lumea medicală, cercetătorii italieni au descoperit o genă responsabilă pentru autism. Nati Badea, corespondent Antena 3 CNN în Italia, ne spune mai multe. Bun găsit tuturor! Caprin 1, astfel se numește gena proaspăt descoperită de cercetătorii italieni și care este considerată responsabilă pentru declanșarea autismului. Este un pas extrem de important făcut de medicină într-o boală despre care se cunosc destul de puține lucruri. Pe de altă parte, se declanșează în primii ani de viață ai pacienților și afectează aproximativ 1% din populație. Cercetătorii de la Universitatea din Torino au folosit pentru a descoperi această genă tehnologia avansate de secvențiere a ADN-ului, dar și dezvoltarea in vitro a diverselor modele de celule neuronale. Acest sistem a permis practic reproducerea în neprubetă a bolii pentru a înțelege mai bine ce anume o declanșează. Astfel s-a ajuns la faptul că această genă, mutațiile acestei gene caprin 1 sunt responsabile de alterarea mecanismelor neuronale care provoacă autismul. Studiul a început în 2015 și după analizarea a sute de cazuri s-a depistat un caz în care se pierduse o amplă zonă a unui cromozom care cuprindea această genă. De aici a pornit ideea studiului, care iată astăzi putem să-l considerăm un succes, asta pentru că a dus la descoperirea acestei gene. Sigur că este doar un început, pentru că cercetătorii italieni au de gând să descopere și alte gene similare care duc la această boală, dar este un pas extrem de important pentru medicină, oferă explicații familiilor, pacienților și mai ales această descoperire poate duce la terapii mult mai eficiente în viitorul apropiat.